Consiliului Interne a reacționat la învinuirile nefondate ale domnilor Urichean și Pleșca în cadrul unei conferințe de presă și preluate de unele surse mass media referitor la înscenarea materialelor compromițătoare în centrul de agrement Novas din Comuna Sângera al municipiului Chișinău în cauză penală pe tentativa de omor a vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnului Iurie Roșca. Informăm că, la sfârșitul lunii noiembrie anul 2008, în Departamentul Serviciilor Operative a pervenit informație despre faptul că, în această comună, un grup de persoane cu antecedente penale au maltratat un locuitor al acestei comune, de la care au extorcat prin șantaj sume bănești. Pentru verificarea acestei informații, la fața locului s-au deplasat 4 angajați ai Departamentului Servicii Operative, inclusiv și Sergiu Botner, menționat în declarațiile domnilor Urechean și Pleșca. Eu vreau să le aduc la cunoștință celor care au pregătit acest briefing, că ducem și noi unele investigații, facem și noi unele investigații referitor la paralel cu dumneavoastră la acest caz. N-a fost nimeni bătut acolo, nu s-a auzit nici de un șantaj, n-a fost vorba în regiunea acestui restaurant. Asta este iarăși o înscenare, o poveste a acestor polițiști. Verificările au demonstrat că localnicul într-adevăr a fost maltratat de 2 persoane necunoscute, sub pretext că el ar fi pierdut în jocul de cărți, ulterior fiind șantajat la sume mari de bani. Le-aș pune încă o întrebare acestor bravi polițiști care au mers în restaurantul din orășelul Sângere și au plasat în barul acestui restaurant 111 bancnote, a câte 100 de dolari fiecare bancnotă cu aceeași serie, toate 111. De unde le-au luat? Și cine oare îi va da unui killer 11.000 de dolari falși? Numai polițiști poate să facă așa ceva. Dar se râde țara de dânșe. De menționat că în cadrul conferinței anterioare, cu participarea Procurorului General și Viceministrului de Interne, privitor la tentativa de omor a domnului Iurie Roșca, denumirea restaurantului Novas nici nu a figurat. Mai mult ca atât, probele pe dosar au fost ridicate într-un apartament închiriat de presupusul asasin în unul din cartierele sectorului Râșcani al municipiului Chișinău. Da, e interesant de fapt acest lucru, când după o tăcere de mai mult de o săptămână, atât Procuratura Generală cât Ministerul Afacerilor Interne au păstrat anonimatul și tăcerea, nedorind să comenteze acea prostie tirajată de către Gorbulea și Zubic. Este foarte interesant acest caz, deoarece nu sunt argumente. Nu au argumente, este o aberație. Ministerul Afacerilor Interne categoric respinge învinuirile aduse de domnii Urechean și Pleșca ca fiind total nefondate și le califică ca o presiune și implicare directă în urmărire penală pe cauza tentativii de omor a vicepreședintelui Parlamentului Republicii, domnului Iurie Roșca. Ministerul de Interne și Procuratura Generală s-au transformat într-un centru ideologic al Partidului Comuniștilor și sunt implicați integral în campania electorală. De aceea, încă o dată vreau să repet, nu avem nicio atribuție la așa numitul atentat a celebrului Roșca. El a murit de mult ca politician și ca creștin în această țară, deoarece și-a vândut adepții săi, și-a vândut idealul pentru care a luptat acest popor timp de aproape 20 de ani, să nu se transforme în jertfe, fiindcă este bine cunoscut și cazul Kubrekov, nu întâmplător, din 11 în Parlamentul Republicii Moldova, oamenii conștienți l-au scuipat și au plecat, rămânând din 11 numai 5.
Nu mai vreau să comentez mai mult aceste prostii, deoarece mi-i silă, iar mai concret mi-i greață de degradarea la care a ajuns în această țară conducerea în frunte cu Voronin și cu acest impotent guvern și cu această procuratură de la cheremul lui Voronin și Maiul, centrul de propagandă și agitație al Partidului Comuniștilor. Da, vă mulțumesc de atenție. Fără comentarii.